Astăzi suntem pe malul râului Bârzava. După cum se poate observa în stânga mea, nu este vreun râu foarte mare, nu este vreun râu care în aparență să-ți creeze imaginea că ar putea să dea bătăi de cap. Este locul unde am copilărit și unde veneam la bunicul meu și la mătușa mea care avea grijă de el, la mănăstire, în județul Timiș, comuna Birda. Aici aveam poate cele mai distractive vacanțe de vară, pentru că în spatele meu este Salcea, de unde săream cu ceilalți copii în Bârzava și aveam un timp foarte bun. După cum puteți să observați, malurile râului Bârzava nu sunt exploatate așa cum ar trebui. Exploatarea turismului din județul Timiș, pot să spun că este o latură care încă nu a fost dezvoltată. Totodată, aș dori să vă povestesc despre marile probleme pe care acest râuleț Bârzava le-a generat în urmă cu câțiva ani, atunci când au fost niște inundații incredibile care au lăsat mulți oameni fără case, mulți oameni la pragul disperării, mulți oameni la pragul depresiei. Din ce cauză? Că nu avem diguri cum trebuie să fie, pentru că nu avem un serviciu care să se asigure că aceste diguri sunt întreținute, sunt cosite, sunt conservate, astfel încât la o eventuală viitură de ape, satele românești și satele din județul Timiș în speța noastră să nu mai aibă marea problemă a inundațiilor. Fix aici a fost cândva un tei mare. Știu că la o furtună a căzut și pe butucul acestuia am stat de vorbă ani de zile, ore în șir cu bunicul meu. Bunul, așa cum îi spuneam noi, a fost veteran de război și ori de câte ori noi ca și nepoți ne plângeam și spuneam: bunule, e greu, e complicat, el spunea: ce știți voi ce-i necazul? Ce știți voi ce-i mizeria? Ce știți voi ce sunt încercările? Să-i mulțumiți lui Dumnezeu că trăiți în vremuri de pace. El a fost pe front, s-a luptat cu mizeria, s-a luptat cu inamicul și s-a luptat cu marea boală care la vremea respectivă exista, tifusul. Și Dumnezeu a fost bun cu el și a răzbit. Astăzi pot să vă spun aici, în fața casei părintești a mamei mele, că valorile care bunicul meu a avut grijă să mi le insufle a fost să învăț și să ajung om mare, zicea el mereu, pentru că e greu de la o linguriță și de la o furculiță să te apuci să faci treabă. Bunicul meu, de câte ori veneam aici în vacanță și aduceam cărțile de lecturi particulare, zicea: dă-mi și mie să citesc ceva. Era flămând să citească orice și de cele mai multe ori înlăcrimat ne povestea cât de greu i-a fost că părinții nu și-au permis să-i plătească școala mai departe și n-a avut decât 7 clase. Astăzi noi avem o serie de cărți, mii de bibliografii, mii de online books, însă prea puțin mai sunt cei care cu adevărat se luptă să semene foame în copii de lectură. Cred că cu o Românie educată, cred că cu o Românie păzită, cred că cu o Românie sănătoasă din punct de vedere al interiorului și al exteriorului vom putea să fim repere. Timișul are nevoie de soluții. Cred că pot să fiu una din soluții.